Salut! Eu sunt Andrei și o să-ți povestesc cum am devenit frate mai mare. Știi ce înseamnă asta? Fii atent! Nici eu nu știam, până când, într-o zi, mami și tati au venit la mine, s-au așezat în genunchi și au zis: Andrei, iubirică, o să ai un frățior sau o surioară? Zice mami: Frățior? Surioară? Ce sunt ăștia? Îmi cumpărați ceva? M-am gândit eu în timp ce mă uitam mirat la ea. O să fii frate mai mare, zice tati. Ce o să fiu? Îmi place că o să fiu mai mare. De când îmi doream asta? Dar ce e la frate? Mă gândeam eu. Am apucat să zic doar: ce înseamnă frățior și surioară? Ai mei m-au pupat și au început să-mi explice. Nici prin gând nu-mi trecea ce avea să însemne toată treaba asta cu frate, surioară și ce au mai zis ei. În burtică la mami o să crească un bebe. Burtica ei se va face din ce în ce mai mare, până când bebe va crește suficient și va fi pregătit să vină pe lume. A început tati să-mi spună: aha, bebe, mami, burtică. Și ce treabă are asta cu mine? Mami a continuat: bebe din burtică va fi parte din familia noastră. Vom fi patru de acum. Tu, mami, tati și bebe. Să fii frate mai mare e o misiune foarte importantă. O să poți avea grijă de bebe așa cum are și mami. O să-l spălăm împreună, o să-i cântăm, o să-l legănăm când plânge. Și apoi, când va mai crește, o să te joci toată ziua cu el. A, deci e o jucărie! Iubi! Mie îmi plac mult jucăriile. Deci, dacă să fii frate mai mare înseamnă să primești un bebe cu care să te joci, o să fii super tare! Abia aștept! Zilele treceau, burta mamei se umfla ca un balon și din când în când mami mai zicea: hai să vorbim cu bebe. Și ne așezam pe canapea, eu la mami în brațe, și vorbeam cu burtica mamei, imaginându-ne cum ne ascultă bebe. Îi povesteam ce joculeț a mai făcut, pe unde a mai fost. Într-o zi mami mi-a zis: Țupi, știi că atunci când va veni bebe, va fi foarte mic și o să aibă și el nevoie de lapte ca să crească. Ce zici dacă o să împărțiți țiții și una va fi a ta, iar cealaltă a lui bebe? Asta e a mea și aia lui bebe, am zis eu, deja făcând împărțeala cum mi se părea mie mai convenabil. Apoi, mami s-a dus la doctor ca să-i facă o poză lui bebe. Nu am înțeles exact cum, ci că ar fi avut un aparat special. Că așa și eu luam telefonul și făceam țac-țac spre burta mare a mamei, dar nu vedeam niciun bebe. După poza asta, am aflat că bebe urma să fie tot băiețel, adică așa, ca mine. Mi-ar fi plăcut mai mult să fie fetiță, dar dacă poza zice așa... După câteva zile, mami a început să mă întrebe cum aș vrea să-l cheme pe bebe. I love you, am zis eu. Mami a râs și apoi a zis: foarte frumos, dar asta înseamnă în engleză te iubesc. Nu prea cred că îl putem folosi ca nume, așa ne exprimăm iubirea. În altă zi, iar m-a întrebat și eu am răspuns Winnie the Pooh. Și apoi iar am râs amândoi. Pe măsură ce trecea timpul, treaba asta cu numele era din ce în ce mai amuzantă. Mami îmi zicea nume de băieți și eu îi spuneam dacă îmi plac sau nu. Mă simțeam atât de mare și de sigur pe mine dacă mami îmi cere părerea într-un subiect atât de important, cum e numele viitorului meu frățior, înseamnă că are mare încredere în mine. Stai liniștit, frățiorule, îți voi alege cel mai frumos nume din lume, gândeam eu. Câteodată voia să-l cheme Paul, altădată Damilean, Octavilean, David și câte și mai câte. Începuse chiar să-mi placă să vorbim despre bebe ăsta. Vreau să vorbesc cu bebe, mi-e dor de bebe, am zis într-o zi în care mami uitase să-mi propună să vorbim cu el. Bine, hai să vorbim.
Și mami s-a așezat pe canapea și am început să mângâiem burtica și să vorbim cu ea. Eu îi ziceam mai mult în șoaptă, așa că nu voiam să audă mami ce îi zic. Ce faci, bebe? Cum e acolo în burtică? Cred că e tare bine. Mami ține de cald, inima ei scântă melodii cu bum 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 bum. Mănânci și dormi, nu? Oh, ce fericit e bebe că vorbești cu el. Când o să se nască, o să-ți recunoască vocea. Iar când va fi supărat și va plânge, tu îl vei putea lua în brațe și vei putea spune: gata, frățiorul meu, nu mai plânge, sunt aici. Iar el se va simți în siguranță cu tine pentru că te cunoaște încă de când era în burtică și nu va mai plânge. A zis mami. Oare chiar așa o să fie? Mă gândeam eu, puțin temător, recunosc. Într-o zi, mă jucam cu șinele de tren. Ciu-ciu! Venea trenul și mașinile opreau la barieră. Când deodată mă cheamă mami repede să pun mâna pe burtică. Imediat m-am dus și ce crezi? Am pus mâna pe burta mamei și am simțit ceva ce nu mai simțisem niciodată. O lovitură ușoară în palmă, care parcă se juca cu mine. Și burtica mamei se mișcă într-un mod amuzant. Zici că erau valuri care veneau și treceau, iar și iar. Așa mișcă bebe în burtică, mi-a explicat mama. Am reușit eu să zic, deși încă încercam să înțeleg cum bebe, care e în burtică la mamă, adică acolo, undeva înăuntru, e atât de forțos încât să miște și să zguduie așa buricul mamei și toată burta. Cred că e mare dacă poate face așa. Dar dacă e mare, cum încape în burta mamei? Ciudată treaba cu bebeul ăsta. Poate deschide bebe ușița și zboară ca un avion, am zis eu nedumerit. Și mami a râs foarte tare când m-a auzit, iar apoi a început să-mi explice cum va fi când bebe va veni pe lume. Când afară va fi toamnă, adică toate frunzele din copac vor cădea, iar vremea va fi ploioasă și rece, atunci va veni bebe. Va fi momentul când o să merg la spital și doamna doctor o să-l ajute pe bebe să iasă din burtică. Apoi, tu ne vei putea vizita și îl vei cunoaște pe frățiorul tău. Iar după câteva zile, o să venim și noi acasă. Adică o să dorm doar cu tati cât ești tu plecată? Da, dragul meu. Tati te va ține în brațe și veți adormi amândoi cât timp eu sunt la spital. Totul va fi bine. Vei fi în siguranță și sunt sigură că timpul va zbura până când eu și cu bebe vom veni acasă și vom putea dormi din nou împreună. Vara a fost frumoasă. Soarele mă încălzea, apa din piscină mă răcorea, iar iarba din curte îngâdila tălpile goale. Mami făceam fiecare zi înghețată. Burtica ei creștea și era tare frumos. Apoi, soarele a început să fie tot mai zgârcit și să iasă din nor tot mai rar, iar tălpile mele goale prin iarba moale au început să fie reci. Frunzele copacilor au început să se îngălbenească și ploua mai mereu. Dar chiar și așa, tot îmi plăcea să ies afară, pentru că mami îmi dădea cizmulițe și costumul meu pentru apă și mă lăsa să mă joc prin băltoace. Dar gândul meu să știi că fugea și la bebe și zicea mamei: după ce vine bebe, cumpărăm cizmulițe cu lăbuțe, cu mami eu, ca să se bage și el în băltoace. Apoi, frunzele au început să cadă, una câte una, și de fiecare dată când vedeam un copac care își pierdea frunzele la orice adiere ușoară a vântului, o întrebam pe mami: când vine bebe, mai are mult? Într-o zi, nu mă simțeam bine, frigeam și simțeam că nu mai am energie să mă joc. Mami a avut grijă de mine, m-a mângâiat și mi-a dat siropuri dulci și bune ca să nu mai fac febră. Dar seara a început și ea să se simtă rău, numai că ea nu răcise ca mine. Erau semnele că bebe e pregătit să vină din burtică,
Am plecat-o spre la spital și pe drum mami mi-a zis: Andrei, acum lucrurile se vor întâmpla așa cum ți-am povestit. Mergem la spital, doamna doctor o va ajuta pe mami să-l aducă pe lume pe bebe, iar mâine tu vei veni la noi în spital să-l vezi pe frățiorul tău. Bine, mami, am zis eu, numai că nu eram prea sigur că e așa bine. Simțeam ceva prin burtică și era ciudat. Simțeam ca și cum era foame, dar nu mi-era. Mami parcă știa ce simt și m-a luat în brațe și m-a strâns tare, tare. Apoi a venit și tati și ne-a îmbrățișat. Nu mă mai simțeam ciudat, căldura lor mă liniștea. Nu voiam să plece mami, dar știam că doar așa îmi puteam întâlni în sfârșit frățiorul. Și sincer, abia așteptam asta. Am lăsat-o pe mami la spital și am plecat acasă cu tati. Ne-am jucat, au venit și bunicile mele, ne-am distrat, am dansat. Apoi am dormit în brațe la tati. Deși eram puțin neliniștit, mâine era ziua cea mare, când chiar deveneam frate mai mare. A venit dimineața și m-am trezit de vreme ca să mergem la mami și la bebe. Eram așa de nerăbdător. Tati m-a îmbrăcat frumos și am plecat. Mi s-a părut tare lung drumul până la spital. Apoi am intrat pe niște holuri unde am văzut mulți doctori și mă întrebam, care o fi cel care l-a adus pe lume pe frățiorul meu? Am intrat apoi într-o cameră unde am văzut-o pe mami. Mami m-a îmbrățișat și m-a pupat mult și apoi a zis: Vrei să-l vezi pe frățiorul tău? Da! Apoi m-a luat în brațe și mi-a arătat într-un pătuț de plastic un bebeluș care semăna cu o păpușă. Ce mic e! Și apoi am zguduit puțin pătuțul ca să-l legă cum știam eu mai bine. Da, mami, e mic și fragil, o să avem grijă de el. I-am dat un pupic bebelușului și am simțit că era așa moale și așa de călduț. Cred că o să-mi placă totuși de el. Apoi am mai îmbrățișat-o puțin pe mami și am plecat acasă. Seara, înainte să adorm, am gândit că de mâine, când va veni bebe acasă, o să fiu frate mai mare. Va începe misiunea mea super importantă.